Ce este frumusețea dacă creierul este gol? Acolo unde vor fi bârfe, vor fi certuri. O persoană harnică va prospera în curând. Este greu să trezești pe cineva care se preface că doarme. O conștiință curată este mult mai valoroasă decât banii. Oriunde vei găsi zahăr, vei găsi și furnici. Știrile au aripi, în timp ce pământul are urechi. O persoană curajoasă se va confrunta cu orice situație, indiferent de cât de înfricoșătoare ar părea. Fii ca o tulpină de orez. Cu cât are mai multe boabe, cu atât se înclină mai jos. Nimic nu distruge fierul în afară de propria sa rugină. A fi milostiv este mâna lui Dumnezeu, în timp ce a acționa este mâna omului. Durerea de la degetul mic de la picior este resimțită de întregul corp. Cum este pomul, așa este și fructul. Cum sunt părinții, așa sunt și copiii. Fiecare junglă are un șarpe. O persoană care nu își amintește de unde a venit nu va ajunge niciodată la destinație. Orgasmul prematur vine doar când frica sau entuziasmul depășesc realitatea. Când pătura este scurtă, învață să te mulezi după ea așa încât să te potrivești sub aceasta. O persoană tăcută își ascunde furia. Dacă cineva aruncă o piatră în tine, tu aruncă-i pâine înapoi. Oriunde ai merge, urmează obiceiul. Într-adevăr, o cultură surprinzătoare. Chiar dacă Filipine este denumită în mod obișnuit o oală de topire a culturilor occidentale și orientale, cultura tradițională din Filipine este rezultatul influențelor indigene cu cele spaniole, americane, japoneze, arabe și indoneziene. Iar acest lucru este evidențiat prin zicătorile și cugetările lăsate moștenire sub forma vorbelor din bătrâni și zicale de lume. Așadar, care dintre aceste proverbe filipineze te-au impresionat? Spuneți părerea printr-un comentariu. Mulțumim pentru vizionare!